Bine v-am găsit la primul episod din Elden Ring, DLC-ul Elden 3. În acest episod, așa cum e primul, o să vă spun câteva lucruri despre cum o să funcționeze și ce așteptări am asupra jocului. Acest video, deja putem zice că a început, deja am 20 de ore în joc făcute. O să fie făcut în playlist separat decât jocul original Elden Ring, din cauza că, din punctul meu de vedere, jocul are un gust și separat față de cel original, referitor legăturile, în afară de poveste, chiar n-au nicio legătură așa mare, dar în același timp o să fie de fiecare dată în descriere, la fiecare video de la Elden 3 DLC o să fie și playlist-ul cu tot celălalt gameplay de la Elden Ring. Ce am mai vrut să spun, încă două cuvinte, după atâta timp de joc, pe 25 de ore de joc, simt că încă nici pe departe să-l termin. Deci ne bucurăm că DLC, să nu fie la un preț întreg în același timp, și e grozav de povestit, mai ales la cât de des e. Toate videourile sunt luate de pe Twitch împreună cu chat-ul. Vă anunț de acum, sunt anumit oameni de acolo care nu singura, deci o să încerc prin editare să scot cât mai mult posibil spoiler, dacă nu vreți să luați înainte să descoper eu singur. Cam asta e de spus față de Elden Ring înainte să înceapă. Vizionare plăcută să aveți, lăsați tot ce aveți în comentarii să simțim împreună această glorie mare a Elden Ring-ului. Haideți să începem! Deci totul începe de la vorbirea cu NPC-ul ăsta. NPC-ul ăsta e accesul la DLC. Să-mi duceți volumul, vă frumos. And like you, I was guided by faith along his honorable path. Touch the withered arm, and you too will be transported to the realm of shadow where Mikula the Kind now dwells. My compatriots are there already. Oh, asta e cavalerul lui Mikula. They have heard kindly Mikula's call. They have heard kindly. If you find them, they are certain. Deci suntem chemați de Mikula. Asta e primul lucru care am dedus. Deci el ne cheamă acum. Oare are nevoie de ajutor? Touch the withered arm and travel to the realm of shadow. I will not be far behind. E nou, dar așa bine, vocea NPC-ului. Odată ce atinge mâna asta, mâna lui Mikula. Și cine e Mikula? Mikula e fiul lui Marika, adică zeița a jocului, cum ar fi. Trebuie să-mi amintesc un pic de taste, două secunde. Nu știu cum făceam aproape. Așa, ok. Are inel, ok. Inelul lui Mogot. Pupă mâna ca lecoane, da. În genunchi. Doamna Mikula, domnul Mikula, te rog frumos, salvează-ne. Și am intrat în DLC. Jocul de rane sugerează că o să mergem pe aici să culegem. Structurile arată diferit decât arată afară. Interesant. Și în același timp arată la fel. Oh my god. Copacul, ori în orice caz, nu-i sănătos, dar e foarte frumos. Pentru cine știe cum funcționează solsurile, oriunde vedeți pământ, o să putem merge. Un gigant de foc. Interesant. Am văzut în trailer.
arată foarte frumos. Foarte, foarte frumos arată. Pot să stau să mă uit așa până mâine. E foarte frumos. Asta m-a auzit că îs fragmente de copac cu umbrei care îmi dă bonus și doar bonus în DLC. Cum le găsesc, cum fac rost de astea? Întrebare foarte bună. Bun, avem hartă? Uai, cât? Bun, acolo mergem. Perfect. Ce? Ce asta? Au! Poate mă așteptam la mai mult de medale, dar să nu zicem că mă așteptam. Pare mult, are foarte multă viață. Eu am damage. Prima hartă a planului. Haideți să vedem ce am deblocat. Spiral Tower, deci ceva cu Spiral Tower. În nord-vest există șofo. Au fost război în locul ăsta. Asta, da. Și harta. Și aici continuă următoarea hartă. Da, e gigantică oricum. Lucrul ăsta arată interesant. No, bun, pentru început, cum văd că aici e blocat, presupun că aici e blocat, merg să vizităm locurile mai importante. Aici 100% e ceva, că aici oriunde e ceva. Deci mă aștept oriunde să fie ceva. Ne luăm după niște puncte și le luăm în ordine. După aia vedem ce facem. Luăm cu 1, luăm 1, 2, 3, luăm în ordine. Dar câtă viață aveți, domnilor? Mă scuzați? O,
Obi, biserica de Alumarica toată ziua arată. Nu, biserica de Alumarica avea doar un singur turn, asta are două turnuri, oare are ceva legătură? Doamna Măricuță, la care zic eu doamna Marica, e zița principală pentru cine nu știe din joc. Totul se întâmplă din cauza ei. Și este o Marica răstinită, deci cineva o venera oricum. Și ce-i cavalerul ăla foarte enchantat acolo? Cu dita mai buzdugan, dita mai shield-ul și vine și spre mine. Începem bine. Începem foarte bine. Arma lui are skill Endure. Îl face să nu poate să ia stun în timp ce dă. Ok. Arma făcut parte din Black Knights al lui Mesmer. Un palatul. E șeful de aici, ok. Are binecuvântarea lui L3. Pot să-l folosesc să-l testez. Am destulă putere. Am. Oh! Are AOE-ul foarte mare, ceea ce nu e o chestie mică, scarează puțin, din păcate. Cred că, fiind aici el primul, nu știu dacă drop-ul e garantat. Au 1500 HP 1 din ăsta. Fragmentul copacului, binecuvântarea fragmentul copacului îți oferă când te pui jos la un grace să primești mai mult damage și să iei mai puțin damage, ceva de genul. Și nu funcționează în afara DLC-ului. Sigur, make sense. Noastră mai merge stealth-ul. Vai cățele! Stresanți căței ăștia. Până și căței sunt agresivi. Cred că căței cam numai căței. Referitor, am observat ca o lavă în piept. Presupun să fie o magie care fire coil. O magie care ține în viață doar să se facă să fie răie, ceva de genul. Fireclaw este un proiectil, binecuvântarea focului lui Mesmer. Mesmer e omul mare de aici, am înțeles. Aruncă niște șarpe direct spre inamic și... Ok. Magie. Cartierul meu nu știe magie. Cartierul meu e baca.
Cineva a încercat aici să se arunce. Acolo o să putem merge frumos. Luna, avem lună subterană. Sau o iluzie. Poți învăța magie? Pot învăța magie. Și acolo este un dragon care nu mai e dragon. Și are o gaură în piept. Cineva l-a bătut bine, 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 bine. O zonă plină de flori roșii? Sau sânge? Deci, sincer, nu-mi dau seama. Bună! Cred că flori? Uai, era să mă duc. Poate fi și jocul low polish și să-mi dă senzația de sânge, dar flori pare mai rezonabil. Sabia aia din dragonul ăla la e big. E big, e big. Pe cineva cu ceva mare l-a bătut oricum. Rob, să clarificăm ceva. Dacă știi ceva, dacă îl pierd, asta este. Ceva de aur deja. Asta e un secret bun. De obicei lucrurile de aur sunt ceva foarte importante. O să ceva de lor foarte importante. Binecuvântarea lui Morico. Binecuvântarea lui Morico. Și asta fiind ce? Full HP. O binecuvântare creată de Marica, Queen of Copacului, da? O fost creată această binecuvântare pentru Mesmer, ceea ce îmi duce să cred din nou că e fiu. Doar o dată se poate folosi, da. Și am făcut rost de un topor care nu știu. Nu am văzut, că am luat așa, doar am apăsat click. Din nou, totul are legătură cu Mesmer, înțeleg. Topor pentru soldații lui Mesmer, să bate pentru ei cu putere și pa. Ok. Mesmer e peste tot. Ceva de genul, Mesmer e peste tot. Nu știu dacă e șeful mare din DLC. Ce știu e că toată lumea e cu el sau contra el. Oh, încă un drop. Mamă, dar bine mine. Din nou, cavaleri care doar soldații lui Mesmer au și s-au bătut în război. Momentan tot ce aflăm e că Mesmer are o armată și cavaleri și este foarte dotat. Ce nu-i clar, Mesmer e primul ei fiu al lui Marica? Sursa aceasta sau l-a făcut după aia și acum o încercat cumva să-l vindice? Sau Mesmer are puterea focului roșu, asta nu ce legătură la giganți, că giganții din jocul ăsta au putere de foc, ceea ce posibil că zeul de foc l-a luat Mesmer ca și urmaș. Vai câte întrebări am, doamne, feri!
Voi ați fluierat. Aici văd că nu-i nimic. Acolo am fost. Ce căcat? Nu văd să fie nimic pe aici. Nu! Și am crezut că găsim ceva. Hai să trecem și prin partea asta. Cineva îi place să facă artă contemporană. Castelul ăla arată foarte interesant. O umbra castelului, cred că e. Sau nu cred că e chiar castel. Interesant. Din păcate, cred că e foarte, 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 foarte departe. Să merită DLC-ul. Dacă ți-a plăcut jocul bază, sigur că se merită și DLC-ul. Copacul ăla mare arată mișto. Copacul ăla arată demențial. Oh, un checkpoint. Ash Spirit Blessing. Ok. Ah, dă mai mare putere pentru summon-urile care le facem noi. Sigur. Why not? Foarte mulți oameni normal care umblă rătăciți, cred că spectre. O, hai, lăsați cățeluși. Ruine arse, normal. Mamă, dar un mob să-ți dăie atât de mult damage nu-i normal. Putem crafta. Crafta ce? O oală mare de foc. Nu am craftat în viața mea în Elden Ring așa ceva. O oală mare de foc. Am văzut un drop aici sus. Sunt sigur că nu pe aici trebuie. Dar pe aici vreau eu. Așa. O meritat? Nu o meritat. O fluture. O, dar ce aproape îi. O, cât de frumos îi. Observ că lumile astea sunt pe etaje. Dar arată demențial. Arată extraordinar. Nota 10, nota 10. Nu chiar, nu chiar, nu chiar, Rob, nu chiar.
Nu cred că fighter trebuie, așa-i? Nici eu nu cred. Ăla chiar n-arata copac cu celălalt, nici pe departe. Și, și încă o chestie, Rob, suntem sub capital acum. Dar unde, cum se intră? Boom. Au. Ceva important pe aici? Pare ceva important pe aici. Oh, am urcat sus. Se deschide? Se deschide. Mercy? Blade of Mercy. Blade of Mercy crește damage-ul de fiecare dată când fac crit, adică când fac backstab, parry. Dacă ești bun la treaba asta, sigur, înseamnă că următorul basic după ce faci asta e foarte, foarte puternic. La oamenii care face să facă parry, sigur. Eu nu-s mare fan. Îmi place Uga Buga Damage. Domnul Cal, mă scuzați, dar aveți un pic de probleme cu statul drept nemișcați? Avem partea stângă. Nu știu dacă am terminat acolo, dar n-am văzut altceva de cules. Eu presupun că am cules tot, am presupun. Acolo e ceva? Nu. Acolo îi ceva. Clar e ceva. Da, la mare acolo o să mă deranjez dacă nu-l bat, așa-i? O să putem să facem damage. Ok, vreau să văd înainte, să văd cât îmi crește statusurile. Deci, nu aici, aici. Avem 60, 9, 27, 829, 773, hai să vedem. Buff-ul din DLC? Bun! E mult! Ca și ăla mare, e mult! Ăla mare de foc! Why? De ce nu ne jucăm cum să joacă el? Referitor, luăm un shield. N-am avut ceva antifoc pe aici. Boost, să nu putem să luăm prea mare.
ar trebui să ajungă, mă, normal. Ar trebui. Doamne, dă primul bosulic. Hai să vedem. Cred că e bosulic. Nu știu dacă e luat ca și unul. Cât de mi-l dă. Nu e boss? Eu cred că e boss. La cât aș piare. De ce mi-am luat așa mare damage? Bine, merem cu arme, dăm mult damage și asta este. Până nu-l bat. Că se poate. Range-ul are. Gratis!
am făcut diferit? Nu știu ce. Cai. Dar îți dă istachii dacă te prinde. Dar ce-am dropat? Capul gigantului. Foarte rar de făcut. Normal că trebuie să bată la mare. Ăsta e un lichid în care îți... te ajută să iei... Spontaneous guard... Gardă spontană? Adică gardă spontană. Bravo, Marie, bravo, bravo. Ce interesant, mobi. Nici nu dau nu știu ce rune. Și nici nu, oricum, format nu prea trebuie. Ah, boss! Boss! Boss, tata, boss, boss, tata, boss. Boss, 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 boss. Gol. Dar nu-i fac nimic.
Ăla te bate după ce... Da, au, 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 au! Mă, pălește-te! Au! Au! Hai! No, am rămas fără stamina. Of, of. Știu că dificultatea s-o estima să fie ca și în Bloodborne. DLC, dar m-a exagerat. A mai și bia! Nu te cred! Asta iubesc eu jocul ăsta. Te chinuie, dar îți dă cadouri multe. Eu n-am atâta cafea să sărbătorez la fiecare boss. Knight, Solitaire. Dar ăsta e armura din Berserker, cumva?
Posibil. Eu am 2 milioane și ceva de rune. Am zis că nu o să pun. Dar am o impresie că am nevoie de investiție. Aș pune în, în rezistență, sincer. Eu o să am în caz de ceva. Scalează B. Niște stamină să fu... Am pus. Am 40 acum. O sabie mare de la Cavalerul Solitar. Se creera necting. Asta seamănă foarte mult. Dar cum arată armura? Îți lăsă de curios cum arată armura, incredibil. Să nu-mi ia. Solitudine. O... aici. So, so. O, la, la. O, o, la, o. O, da, ești. O. O, 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 o. Cred că mi-am... Panțu are armură. Panțu o renunțat. Amoare armură. O, oh, la, la. O, oh, o, oh, la, la. O, oh, la. Dar îmi place mult prea mult. Deci iubesc armura asta. Nu e prea heavy? Heavy. Normal că da. No bull.